Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Cea mai bună metodă să agăți fete este să devii cea mai bună variantă a ta. Nu trebuie să înveți replici de agățat sau prostii de genul ăsta, pur și simplu trebuie să lucrezi la tine până când fetele te vor privi ca pe un bărbat atractiv, fără ca măcar să încerci să le impresionezi. Cel mai ușor cu fetele îți va fi atunci când ele îți transmit prin semne că sunt interesate. Dacă te apuci acum să dai mesaje tuturor fetelor din lista ta, fete pe care nu le cunoști, o să vezi că majoritatea nu o să fie interesate și probabil o să-ți răspundă sec sau nu o să-ți răspundă deloc. La fel și pe stradă, dacă abordezi o grămadă de fete, șansele sunt să nu adun prea multe numere de telefon, asta pentru că încă nu s-au decis că vor să te cunoască, până la urmă ești un necunoscut. Dar dacă o fată îți oferă semne precum un zâmbet, se uită insistent la tine, încearcă să vorbească des cu tine sau chiar îți dă ador la poze, ăsta e un semnal că e interesată. După asta, tu trebuie să preiei inițiativa, să vorbiți mai mult, să o inviți la întâlnire și așa mai departe, dar îți va fi mult mai ușor să asiguri o relație cu o fată care îți oferă aceste semne în prealabil decât cu o fată care nu ți le oferă. Deci, cu alte cuvinte, tu trebuie să obții cât mai multe astfel de semne de la fete și să prezinți cât mai mult interes pentru ele. Dar probabil te întrebi cum să faci asta. Ei bine, trebuie să lucrezi la aceste 7 lucruri pe care ți le voi spune în videoclipul de astăzi, 7 calități ca să fii mai atractiv în ochii fetelor. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima calitate pe care trebuie să o ai ca să fii atractiv în ochii fetelor este să fii direct. Trebuie să spui exact ce gândești și să nu-ți fie frică de ce ar putea crede alții. Să-ți spui părerea sinceră și să nu-i aprobi pe alții, în special pe fete, doar ca să le faci pe plac, așa cum fac mulți băieți. Să fii sincer și direct nu este întotdeauna o treabă ușoară, dar încearcă pe cât posibil să nu fii jignitor și nepoliticos, pentru că poți da în polul opus. Adică nu te apuca acum să spui chiar tot ce gândești, pentru că multă lume s-ar simți ofensată și n-ar vrea să mai stea lângă tine. Dar prin termenul direct mă refer să îți aperi principiile și ideile atunci când crezi că sunt încălcate. Dar să-i spui unei fete în primele 5 minute ale conversației că vrei să fiți împreună și că o placi, nu înseamnă că ești direct, înseamnă că ești disperat. A doua calitate pe care trebuie să o ai ca să fii atractiv este să fii matur. A fi matur înseamnă să ai ambiții, responsabilități și să ai o direcție în viață. Să-ți rezolvi problemele și treburile murdare în care te-ai băgat singur și să nu pui pe altcineva, la fel precum să iei decizia corectă, chiar dacă este cea mai grea. Fetelor le plac băieții care știu să rezolve probleme și care nu se panichează sau dau vina pe altcineva în situații critice. Asta înseamnă să ai calitatea de a fi matur. A treia calitate care este atractivă este să fii îngrijit. Un băiat care știe că aspectul său fizic este ca o carte de vizită, este privit mai bine nu doar de fete, ci de toată lumea. Ai grijă de corpul tău, trăiește sănătos, investește timp în a arăta bine și a te simți bine și o să vezi cât de repede oamenii din jurul tău vor observa micile schimbări pe care le-ai făcut la aspectul fizic pentru a-l îmbunătăți. Am făcut o grămadă de videoclipuri despre cum să arăți mai bine și să te simți mai bine pe acest canal, așa că nu uita să te abonezi și să lași un like la acest video pentru că vor veni mai multe videoclipuri de genul. A patra calitate este să fii carismatic, că tot vorbim de a te simți bine, trebuie să-i faci și pe ceilalți să se simtă bine. M-am uitat acum ceva timp la un videoclip de-a lui Dorian Popa, când desfunda niște țevi de scurgere și nu știu cum a reușit, dar a reușit să mă facă atât de captivat de chestia asta. Eram foarte atent la ce făcea el în video. Deci omul desfunda niște țevi cu o soluție și a reușit să mă facă să fiu captivat de un lucru atât de banal. Și atunci mi-am dat seama că merită tot succesul pe care îl are datorită acestei carisme. Ai nevoie de această energie contagioasă ca să atragi atenția, să știi ce să spui și cum să o spui, iar oamenii vor vrea să fie lângă tine, în special fetele. A cincea calitate pentru a fi mai atractiv în ochii fetelor este să fii încrezător. Îl iei pe nu în brațe, spui că nu poți, că nu vrei, că nu ai șanse cu acea fată fără ca măcar să fii încercat. Înainte să spui că nu poți un lucru, măcar încearcă-l ca să fii 100% sigur. Tu ești capabil de mult mai multe lucruri decât îți poți imagina și părerea mea că e mai bine să fii puțin arogant sau să ai încredere în tine peste măsură decât să fii un fricos și să nu încerci nimic de frică. A șasea calitate este să fii profund. Asta înseamnă să fii capabil să porți discuții elaborate despre subiecte nu atât de comune pe care nu multă lume le poate aborda. Dar asta înseamnă să
ai o cultură generală, să fii interesat de chestii pe care nu multă lume e dispusă să le înveți. Dar tocmai asta te va face pe tine să fii mai interesant și să ieși în evidență pentru fata cu care vorbești. Iar dacă ea nu e capabilă să poarte astfel de discuții, ei bine, nu cred că este aleasa și nu cred că merită să te aibă. Și în final, indubitabil și indiscutabil, cea mai importantă calitate pe care trebuie să o ai ca să fii mai atractiv în ochii fetelor, calitatea cu numărul 7, este să fii amuzant. Atenție, nu trebuie să fii un bufon ca să stârnești râsete, poți să fii amuzant prin remărci inteligente și printr-un umor nu atât de direct, poate mai subtil. Mie, de exemplu, îmi place să fac glume cu jocuri de cuvinte. Dar totuși, cea mai ușoară metodă pe care toată lumea o poate folosi pentru a stârni râsete este să trimiți un meme. În perioada asta, cred că Facebook-ul nu mai e atât o platformă pentru poze cât e pentru meme-uri, adică eu intru acolo numai ca să râd. Dar cred că niciodată n-a fost mai ușor să fii amuzant decât este acum, pentru că ai meme-urile și le poți trimite oricând fetei de care îți place. Deci, ca să rezum acest video, nu pune fetele pe primul loc în viața ta, concentrează-te pentru a deveni cea mai bună variantă a ta, iar fetele vor veni la tine singure. Dacă ai grijă cum arăți, cum vorbești, ce vorbești, ai succes și o situație materială decentă, e normal ca multe fete să-și dorească să fie cu tine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EddieAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu în radeu. Pa!